Mama, eu quero. Foxy, draga mea, te rog frumos, lasă puțin calculatorul și haide să discutăm. Numai puțin, mami. Despre ce vrei să discutăm? Stai că-mi pun o comandă. Îmi comand ceva roz chiar acum. Of, scumpo, tocmai asta este problema. Uită-te în jur, uită-te la camera ta. E atât de roz, scumpo. Ai o problemă gravă cu culoarea roz. Despre ce vorbești, mami? Nu am nicio problemă cu culoarea roz. Ba da, ai, scumpo, și nu-mi place să zic asta, dar cineva trebuie să intervină. Nu se poate să fii în continuare obsedată de culoarea aceasta. Nu-ți face bine. Dar, mami, doar pentru că îmi place culoarea roz și îmi plac accesoriile roz și mi-am făcut și părul roz și tot ce am caiete, pixuri, sunt roz, nu înseamnă că sunt obsedată de roz. Doar că îmi place rozul, mami. Și ce arăta că port roz? Nu înțeleg de ce este asta o problemă. Scumpo, este atunci când exagerez. Și de asta m-am gândit să mă duc la schimb de mame, ca să vină o altă mămică. Poate ea reușește să te convingă că nu este bine să porți atâta roz. Adică, uită-te și tu în jur, toată casa noastră este roz. Mami, te rog, nu pleca! Nu vreau o mamă nouă! O să fie bine, scumpo, îți promit. După această săptămână, sunt sigură că o să-ți treacă cu culoarea roz și o să porți și alte culori. Ne vedem peste săptămână! Chiar nu înțeleg de ce zice mami că am probleme cu culoarea roz. Mă duc să îmi fac un mic dejun roz, cu cereale roz. Vii un pic să vorbească mami cu tine? Da, mamă. Ce e? Că mă deranjezi. Aveam treabă să-l torturez pe fratii meu. Oh, mica mea mărăciune. Simt că de la un timp nu ne mai înțelegem. Și m-am gândit să mă duc la schimb de mame, că poate sunt de vină eu. Poate eu greșesc cu ceva. Așadar, o să vină o mamă nouă și să sperăm că o să fie dor de mine. Nu o să-mi fie, mamă. O să pleci. Sigur, sigur, Wednesday? Sigur. Bine atunci, draga mea. O să plec o săptămână. Ne vedem după o săptămână. Ce bine că a plecat. Pot să-l torturez pe Pugsley. Oh! Se pare că am ajuns, însă trebuie să fie o greșeală. Casa asta este atât de roz. Doamne, cine poate locui în casa asta? Încep să regret că am mers la schimb de mame. Mă duc să văd câți copii or fi în casa aceasta. Doamne, unde am nimerit? Zici că e club aici. Oh, ce groaznic. Bună, eu sunt Foxy. Îmi pare bine de cunoștință. Dumneavoastră trebuie să fiți mama nouă de schimb. Oh, dar de ce sunteți așa alb-negru? N-ați prea stat la soare. Sunteți puțin cam ciudată, puțin înspăimântătoare. Oh, tu ești copilul? Oh, vai, ești, să zicem, plină de culoare. Săptămâna asta va trebui să remediem această problemă. Uite, te rog, și arată-mi unde o să dorm. Păi, aici o să dormiți. O să dormiți în patul meu mare, practic în cameră cu mine. Aici unde sunt luminițe, totul este roz. Și eu o să dorm acolo lângă televizor. Nu este grozav? Vă place camera? Oh, e clar că ai o problemă cu culoarea. E puțin cam colorat aici. Dar după săptămâna aceasta totul o să se schimbe.
să vii, te rog, sus să facem noile reguli ale casei, pentru că nu pot să stau în condițiile acestea. Despre ce condiții vorbește? E atât de frumos la mine în cameră. Nerecunoscătoarea. Este timpul să-ți prezint noile reguli ale casei. Să zicem că este prea multă culoare aici. Oh, gust prost peste tot. Oh, atât de chicios. În săptămâna aceasta o să mergem să îți vopsim părul, să-ți luăm niște haine mai bune și o să schimbăm și culoarea din casă, o să vopsim pereții. Da, asta o să facem săptămâna aceasta. Trebuie să scăpăm de atâta culoare, pentru că nu mai suport. Nu știu cum suporți tu atâta culoare. Se pare că aici o să locuiesc săptămâna aceasta. Doamne, dar ce casă îngrozitoare și întunecată. Începe să-mi fie dor de fetița mea, Foxy. Măcar la noi este foarte mult roz. Nu știu, casa asta zici că este abandonată și bântuită în același timp. Dar o să intru să văd despre ce este vorba. Au! Este un sicriu la intrare! Doamne! Nu-mi spune că locuiesc într-o casă unde... Ah, se îmbălsămează oamenii trecuți! Sper că nu sunt fantome aici! Au! Bună, micuțo! Nu te-am văzut! Cum te numești? Wednesday! Tu cine ești? Nu știu, poate nu ți-a spus mama ta, dar sunt mama de schimb. Îmi pare bine de cunoștință. Săptămâna aceasta o să stai cu mine. Însă observ că casa ta este foarte neagră și pare bântuită. Mulțumesc! Ador să fie așa. Oh, și ce șucărie ai tu pe umăr acolo? Este o mână plină de sânge, o mână falsă. Doamne, ce jucărie ciudată ai. Parcă fetița mea acum este mult mai normală. Ea măcar are ursuleți roz, păpuși Barbie și așa mai departe. Nu este de jucărie, este o mână reală. Da, sigur, sunt sigură că glumești. Cel puțin, așa sper. Îmi era și mie unde o să locuiesc în săptămâna aceasta. Care este camera mea? Sigur. Haideți după mine. Aveți grijă la capcane. La capcane? Ce amuzantă ești, scumpo. Ajutor! Cineva să mă ajute! Fata asta nu glumea! Chiar sunt capcane în casa asta! Am alunecat pe ceva! Au, ajutor! Se pare că ați găsit prima capcană! Ce mă bucur! O să ne distrăm săptămâna asta! Da, chiar sunt capcane! Nici nu am văzut pe ce am alunecat! Doar pe un schelet uman. Ce? Schelet uman? Încă un sicriu? V-a simțit bine? Nu chiar. Am fobie de scheleți și de oameni morți și de fantome. Primesc. Perfect! Înseamnă că o să muriți de frică când o să vedeți dormitorul. Haideți după mine! Am ajuns! Aici o să dormiți! Acesta este patul lui mama. Mama mea este Morticia, din familia Adams. Oh, sper că este o glumă! Am nimerit! Să vă schimb cu Morticia? Acum totul are sens. Dar cum adică să dorm aici? Acesta este un sicriu. Nu pot să dorm aici. Nu o să dorm aici. Trebuie să existe un pat în casa aceasta. Refuz.
Eu zic să nu refuzați. Pentru că nu vreți să vă puneți cu mine. Dormiți aici. Așa am spus. Oh. Ok. Petita asta pare periculoasă. Oh my god, va trebui să mă întind și să dorm aici? Va fi o săptămână lungă. Ok, deci este timpul să-mi impun propriile reguli. Nu se poate să trăiesc așa în casa asta. Zici că este Halloween-ul? În fiecare zi o să mă duc să vorbesc cu Wednesday și o să-mi impun regulile și totul o să se schimbe. Wednesday, ești aici? Da, intră mama, te schimb. Aveți grijă la oase. Au, ce cameră îngrozitoare ai, Wednesday? Mulțumesc. Hei, acum mi-am dat seama. Ai spus că nu ai pat și în camera aceasta este un pat. De ce nu mi-ai spus de pat, Wednesday? Pentru că așa nu ar mai fi fost distractiv. În fine, unde să stau pe fotoliu acesta? De ce e un fotoliu răsturnat? În fine, Wednesday, lucrurile o să se schimbe în săptămâna aceasta. Mi se pare că e ceva ciudat în casa ta și nu trebuie să mai arate ca și cum ar fi Halloween-ul în fiecare zi. Adică lumea se poate speria. Da, asta e ideea. Ok, în secunda aceasta o să se schimbe. O să scoatem toate aceste sicrie și acești scheleți. O să cumpărăm covoare colorate și Wednesday o să te îmbraci ca o domnișoară. O să renunțăm complet la negru. Nu vreau să renunț la negru. Îmi pare rău, domnișoară, dar nu ai de ales. Săptămâna aceasta trebuie să faci ce îți zic eu. Bun, Foxy, covoară, am ajuns. O să te transform total. Yay! M-ați adus să-mi vopsesc părul, ce tare! Până la urmă, nu sunteți o mamă atât de spăimântătoare. Cum o să-mi vopsesc părul? Negru. Ok, negru. Nu mă așteptam la negru, dar fie. Nu-mi stă chiar așa de ciudat. Și acum? Acum o să mergem să-ți schimbăm freza. Gata! Arăți mult mai bine acum. Nu știu ce să zic, două codițe, parcă nu mă prea reprezintă și nu-mi stă chiar atât de bine așa. Nu știu, în fine, dar ce mai facem mai departe? Nu am terminat încă, trebuie să te și machiez cum trebuie. Așa, uită-te la mine, să-ți fac ochii, buzele și să te dau cu fond de ten. Îți place? Nu știu ce să zic, mi se pare că arăt puțin cam palidă. Da, arăți grozav așa. Acum haide să mergem să-ți luăm haine noi. Haide, Foxy, să te văd cu noile haine complet negre. Oh, ce s-a întâmplat? Am spus să te îmbraci în negru, nu în negru și roz. Arăți groaznic. Schimbă-te. Am respectat tema. M-am îmbrăcat în negru, dar mi-am pus și roz pentru că mi se pare că arată mult mai cute. Sau trebuia să fiu complet negru? Da, du-te și schimbă-te. Of, a crezut că pot să strecor puțin roz. Așa vă place? Este regulă? Da, încep să semen cu fetița mea Wednesday. Oh, vai, ce dor îmi este de ea. Abia aștept să se termine săptămâna aceasta. Și eu. Deci, Wednesday, scumpă, am făcut câteva schimbări în casa ta. Acum arată mult mai bine. Bine, n-am putut să scot sicriele, dar este mult mai primitoare ca înainte. Te rog să deschizi ochii și să spui ce părere ai de noul tău păr și de ținuta ta. Oh, îmi aduce aminte de fetița mea. Ce mi-ați făcut la casă? Și ce mi-ați făcut la păr? Arăt groaznic! Oh, pe cum? Am văzut că ești îmbrăcată în uniformă, practic. Ești tot în uniformă, Wednesday, doar că ești pe roz acum.
O să regretați faptul că mi-ați distrus casa și freza și hainele. Veniți încoace. Asti, sper că glumești. Nu, veniți să vă torturez. Wednesday, ce ai pățit? Te simți bine? Scoateți-mă de aici că o să mor. Sunt alergică la culori. A trecut o săptămână și este timpul ca familiile să se întâlnească și să discute despre ce s-a întâmplat în săptămâna care a trecut. Deci, Wednesday, cum a fost săptămâna aceasta cu mama cea nouă? Mama, nu mai pleca, te rog, la schimb de mame. Promit că mi-a fost dor de tine. A fost groaznic. Întoarce-te înapoi. Ok, mica mea, amărăciune. Și fata mea, Foxy, unde este? Vine imediat. Am venit! Oh, Foxy, de ce arăți atât de rău? Și de atât de albă? Și bine scumpă, ți-a dat mama de schimb să mănânci ceva? Mi-a dat, mami, dar am făcut cum ai zis tu. Mi-am vindecat obsesia față de culoarea roz. De azi înainte o să port doar alb-negru. Scumpă, îmi pare rău, o să porți cât roz vrei tu, am greșit. Au trecut 2 luni, iar familiile nu păstrează legătura.